Pe cucerici părinți, iubiți credincioși, dragi ascultători ai postului de radio Renașterea. Continuăm programul nostru biblic. Important pentru sufletele noastre, așa cum toți putem și am constatat până acum. Abordăm în seara aceasta o temă importantă pentru această perioadă liturgică pe care tocmai am început-o de câteva zile, și anume postul mare sau postul Paștelui. Iar tema pe care o vom aborda în seara aceasta poartă ca titlu, așa după cum cei care sunteți aici de față puteți să vedeți pe slide, postul creștin, ce ne spune Sfânta Scriptură despre post. M-am gândit să abordăm această temă, să o analizăm și să reflectăm asupra ei, având în vedere că despre post oamenii și-au făcut cele mai diverse păreri, atât legat de instituirea postului, de momentul instituirii postului, cât mai ales de practica lui sau de practicarea lui, de trăirea lui. Adesea, părerile despre post sunt confuze și adesea în timp postul a fost individualizat. Când spun individualizat, mă gândesc la faptul că aproape fiecare om s-a gândit să postească în felul lui propriu, atunci când i s-a părut că este grea rânduiala bisericii. De aceea aș vrea să mă opresc în seara aceasta asupra semnificației postului, ce este postul cu adevărat, care este adevăratul post, cum trebuie să postim și care sunt roadele postului. Desigur, vom răspunde și la întrebarea cine trebuie să postească. Toată lumea trebuie să postească, iar cei care nu pot să postească, nu postesc. Așadar, în jurul acestor întrebări, ne vom concentra analiza noastră în seara aceasta. Mai întâi un cuprins pentru a putea să urmărim cele pe care le vom aborda. Mi-am împărțit, după cum vedeți, analiza din seara aceasta în 7 subcapitole. Primul, hrana primilor oameni. Au fost primii oameni vegetarieni? 2. Instituirea și vechimea postului. Când a fost instituit cu adevărat postul? 3. Postul în Vechiul Testament. Să vedem în Vechiul Testament a existat un post și care a fost rolul lui. 4. Mărturia Noului Testament despre post. Ce ne spune Noul Testament despre post? 5. Adevăratul post creștin. Vom vedea care este adevăratul post și cum trebuie să postim. Și mai ales de ce trebuie să postim. 6. Postul modern sau nepostirea prin postire. Observați aici un joc de cuvinte puse și între ghilimele, postul modern, cum există un post modern altul decât al bisericii, despre ce post modern este vorba. Și de ce am pus acolo cuvântul postul modern egal cu nepostirea prin postire, adică postim și nu postim, cum vine acest lucru? Acest joc de cuvinte o să-l dezlegăm în seara aceasta. Și 7, cine mai postește astăzi? Dar când spun cine mai postește astăzi, mă gândesc în primul rând la punctul numărul 6, pe care îl vedeți aici. Câți mai postim astăzi cu adevărat? Așadar, acesta este cuprinsul pe care îl vom dezvolta în seara aceasta. Prima problemă pe care o abordăm, hrana primilor oameni. Și avem o întrebare. Au fost primii oameni vegetarieni?
Desigur, ne interesează acest lucru și haideți să vedem ce ne spune Sfânta Scriptură în acest sens. Așa după cum o să vedeți, absolut toată reflexia mea este întemeiată pe textul Sfânt. M-am ferit în mod intenționat de păreri, de interpretări, chiar dacă vin din sânul Bisericii, tocmai pentru a arăta tuturor, în primul rând, ce ne spune textul Sfânt și pe care apoi mai târziu, desigur, s-au bazat reflexiile teologice sau ale părinților Bisericii. Avem o întrebare. Dumnezeu i-a făcut pe oameni vegetarieni, adică de la început oamenii n-au mâncat carne și când au început să mănânce carne? În textul din Cartea Facerii, capitolul 1, versetul 29, citim. Este un verset important, un verset interesant cu privire la hrana primilor oameni. Iată ce citim acolo. Iată, spune Dumnezeu primilor oameni, vă dau toată iarba ce face sămânță de pe toată fața pământului și tot pomul ce are rod cu sămânță în el. Acestea vor fi hrana voastră. Și nimic mai mult despre hrana. Atât citim în Cartea Facerii cu privire la hrana primilor oameni. Așadar, de aici rezultă în mod clar că primul om nu a consumat carne și nici alte alimente de natură animalieră. Și dar putem să spunem, să răspundem pozitiv la întrebarea, au fost primii oameni vegetarieni? Cu da. Oare acesta a fost scopul lui Dumnezeu? Aceasta a fost intenția lui Dumnezeu ca omul să rămână vegetarian, adică să se hrănească numai cu vegetale, cu produse, nu cu produse de origine animală? Carnea apare mai târziu în hrana omului. Și când apare carnea în hrana omului? Și apoi, desigur, în consecință, toate produsele derivate de aici. După pătrunderea uciderii, deci după primul fratricid, după primul omor, după instaurarea poligamiei, după scurtarea vieții și după ce omul s-a dovedit a fi, aici am citat din Facere, capitolul 6, versetul 3, numai trup. Adică, în Facere, capitolul 6, versetul 3, citim acolo, deschidem Sfânta Scriptură, la Cartea Facerii, capitolul 6, versetul 3, cei care aveți o Sfântă Scriptură, urmărim textul în care vom vedea că Dumnezeu face această constatare că omul a ajuns numai trup, adică trăia numai cu trupul și cu sufletul mai puțin, a început să se îndepărteze tot mai mult de Dumnezeu, să-L trăiască tot mai puțin pe Dumnezeu și să-și amintească tot mai puțin de actul creatural și de prima sau de primele zile, cu ghilimele de rigoare, primele zile extinse în timp ale vieții primilor oameni. Citim din Cartea Facerii, capitolul 6, versetul 3. Dar Domnul Dumnezeu a zis, Duhul meu nu va rămâne bucuria în oamenii aceștia, pentru că ei sunt numai trup. Așadar, zilele lor vor fi 120 de ani. Avem aici o limită a vieții omului, 120 de ani, însă este o cifră destul de improbabilă. Nu știm exact care a fost vârsta omului, cert este că Dumnezeu s-a gândit ca omul să aibă o anumită limită de viață. Dacă m-ați întreba, bine, primii oameni, n-ar fi murit, n-ar fi trebuit să moară niciodată sau ei n-ar fi murit, nu știm, dar cu siguranță nu știm nici care a fost vârsta lor. Cert este că în momentul acesta, în creație, în Cartea Facerii, este consemnat un moment în care limita de viață a oamenilor este stabilită de Dumnezeu. Și când mai apare
carnea în alimentația omului după ce Dumnezeu pune în animale frica de om. Citim în Cartea Facerii mai departe că omul a început să stăpânească animalele. Așadar, din toată această conjunctură, din tot acest cadru de relații ale omului cu stăpânul său, cu Dumnezeu, observăm o mutare esențială, importantă în viața omului și în alimentația lui. A doua problemă pe care o abordăm, instituirea și vechimea postului. Să vedem când a fost instituit primul post și cât de vechi este primul post. În Cartea Facerii, în capitolul 2, versetele 16 și 17, citim aceste lucruri. Iată ce este consemnat acolo. Și Domnul Dumnezeu i-a dat lui Adam poruncă și i-a zis: din tot pomeraiului poți să mănânci, dar din pomul cunoștinței binelui și al răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, cu moarte vei muri. Facere, capitolul 2, versetele 16 și 17. Oprirea de a mânca din pomul cunoștinței binelui și al răului este primul post, iubiții mei, instituit de Dumnezeu în creație. Ne oprim puțin aici la ceea ce Dumnezeu spune primului om. Îi dă o poruncă. O poruncă prohibitivă, o poruncă potrivit căreia Adam, primul om, n-avea voie să mănânce dintr-un pom. Intitulat Pomul cunoștinței binelui și al răului. Abia mai târziu vom înțelege de ce acest pom, după cădere, s-a chemat pomul cunoștinței binelui și al răului. Pentru că în momentul în care primul om mănâncă din acest pom, cunoaște binele în care a fost și răul în care s-a rostogolit. De aceea acest pom are această denumire. Aș vrea să mă opresc puțin la aceste cuvinte. Să știți că respectivul pom, nu știm care a fost el și ce fructe a avut, dar oricum fructele lui nu erau otrăvitoare. Deci nu de aceea Dumnezeu l-a oprit pe om să nu mănânce din acel pom. Ci Dumnezeu îi dă omului o poruncă, ca prin înfrânare, prin ascultare, prin jertfă, omul să-și arate două lucruri față de Dumnezeu. Se exprime în atitudinea lui și în comportamentul lui, pe de o parte, cinstirea lui Dumnezeu, iar pe de altă parte, ascultarea de el sau respectul față de porunca pe care i-a dat-o. De fapt, ascultând porunca lui Dumnezeu și respectându-o, omul îl cinstea pe Dumnezeu, omul îl considera suveranul său și îl respecta ca atare. Așadar, porunca respectivă a avut un scop. Ea a devenit pentru om un exercițiu spiritual, asta a urmărit Dumnezeu, de ascultare de porunca lui și de cinstirea sa prin respectul pe care trebuia să-l arate față de cuvântul său. Dacă am concluziona, punând o întrebare, în ce a constat primul post? În înfrânare? În jertfă? În ascultare? Adică omul făcea o jertfă prin ascultarea de porunca lui Dumnezeu. Întrebarea care se pune este următoarea, sau care ne putem, pe care ne putem pune acum. Oare această poruncă de aici urma să fie veșnică? Adică omul niciodată din acel pom n-ar fi trebuit să mănânce, să n-ar fi avut voie să mănânce? Cu siguranță, iubiții mei, că această poruncă nu urma să fie veșnică, ci pentru un anumit timp limitat, nu știm cât, pentru cât timp omul avea această poruncă, dar cu siguranță ea era limitată în timp. Și omul trebuia în timp, într-un timp scurt, relativ, să exercite acest, sau să săvârșească acest exercițiu spiritual prin care el trebuia să arate cinstire lui Dumnezeu și ascultare.
Ascultarea însemnează în mod implicit înfrânare. O jertfă. Nu era ușor pentru omul, pentru primul om, să nu mănânce. Era ispita și a curiozității, cum e acest fruct. Are și diavolul contribuția lui capitală la căderea omului, la ieșirea din ascultare a primului om și la călcarea acestei porunci, pentru că el se apropie de om. O să vedem puțin mai încolo ce a spus el și îl întreabă, de ce nu mâncați din acest pom? Și omul a răspuns, avem voie să mâncăm din toți pomii, dar din acesta Dumnezeu ne-a spus să nu mâncăm, că dacă vom mânca, vom muri. Și atunci diavolul îi spune omului, a, nu, nu veți muri, nici vorbă de așa ceva. Ci Dumnezeu vrea numai ca voi să nu cunoașteți binele și răul ca și El. Și ce s-a născut în minte omului atunci? O să vedem în întâlnirea noastră viitoare dezvoltat acest subiect. În momentul acela, în mintea omului, și-a făcut loc mândria și s-a gândit, ai, eu pot să fiu mai mult decât sunt. Nimic rău în asta. Numai că el a vrut să ajungă mai mult decât era fără Dumnezeu. Aici a fost greșeala lui. În asta a constat răul. În asta a constat căderea. E foarte bine că vrem toți să ajungem mai mult decât suntem, dar nu fără Dumnezeu, nu fără Creatorul nostru. Adică să nu limităm totul la puterile noastre, pentru că în momentul în care am limitat totul la puterile noastre și vrem să ajungem mai mult decât suntem, dar fără Dumnezeu, în momentul acela loc nu mai este pentru Dumnezeu în ascensiunea noastră. Și atunci ne-am instaurat noi în locul lui Dumnezeu, crezând că noi facem totul prin noi înșine și că suntem atotputernici. În asta a constat greșeala. Și aici a fost viclenia diavolului, în asta a constat, în asta s-a arătat și vom vedea în întâlnirea următoare, repet, cum diavolul se apropie de Iisus cu o viclenie teribilă și cum îl învinge Iisus. Omul Iisus, nu Dumnezeul Iisus, l-a învins pe diavol. Dovadă că și noi putem să-l învingem. Așadar, primul post nu era nimic altceva decât un exercițiu spiritual prin care omul îi arăta lui Dumnezeu ascultare și cinstire. N-a făcut acest lucru, n-a dus jertfa până la capăt, nu s-a înfrânat până la capăt, cade într-o viață fără sens, se rostogolește într-o viață fără sens și duminica trecută a fost dedicată amintirii tocmai acestui eveniment, a izgonirii lui Adam din rai, prin nepostire. O să vedem mai târziu, postul este o jertfă și dacă postul este o jertfă, atunci ne întoarcem aici la prima jertfă pe care omul trebuia să o facă. Postul e atunci ca o concluzie atât de vechi pe cât e omul. Așadar, are aceeași vârstă ca și omul. Dacă este tot atât de vechi precum e omul, are aceeași vârstă ca și omul, însemnează că el n-a apărut cândva în timp în viața omului, ci de la început omului i-a fost prescris un anumit exercițiu, numit post, prin care el arăta ceva lui Dumnezeu sau prin care el intra într-o anumită relație specială cu Dumnezeu. O să vedeți, anticipez acum întrebarea, de ce trebuie să postim sau altfel spus, Dumnezeu are nevoie de postul nostru? Și vă răspund acum, dar vă explic mai târziu, spre încheiere, nu are nevoie de postul nostru. Și atunci care ar fi întrebarea firească, logică, pe care v-a spune acum? Păi atunci de ce să postim? Dacă nu are nevoie de postul nostru, de ce să postim atunci? O să vedem de ce trebuie să postim. Și ce are nevoie Dumnezeu sau ce ia Dumnezeu din postul nostru și e nevoie să postim? Vom vedea, spre sfârșit, am pus întrebarea
la început, doar ca să avem cadrul de referință la acest răspuns. Concluzia, am spus-o, postul este vechi cât omul. 3. Postul în Vechiul Testament. Să vedem nuanțele postului în Vechiul Testament și când postea de fapt omul în Vechiul Testament și de ce postea omul în Vechiul Testament. Ce dobândea el prin post? Și de aici să ne întoarcem cu reflexia spre noi și încet încet să ne apropiem de răspunsul la întrebarea pe care, provocatoare, pe care tocmai am pus-o. Postul în Vechiul Testament era cunoscut ca timp post de o zi sau post de mai multe zile, în special 7 zile. Și însemna o ajunare totală. Nu era un post de câteva ceasuri, nu era un post de câteva minute, nu era post de o jumătate de zi, era o ajunare totală. Și de ce se făcea și când se făcea acest post? Luăm câteva evenimente, nu foarte multe pentru că timpul nu ne permite, dar câteva evenimente de referință o să fie amintite aici. E vorba, în primul rând, în Cartea Judecătorilor, capitolul 20, de o luptă între două triburi ale lui Israel, între fiii lui Israel, tribul lui Veniamin și alte triburi, unul numit al lui Israel. Și fără să intrăm în amănunte, mă voi opri doar la elementul esențial din acest eveniment. Pentru cei care doriți mai mult să citiți, să știți despre acest eveniment, citiți capitolul 20 din Cartea Judecătorilor, din Vechiul Testament. Iată în versetul 26 ce se spune. Toți fiii lui Israel și întregul popor s-au ridicat atunci și au venit la Betel, și-au plâns și-au șezut acolo în fața Domnului. Au plâns pe cei care au căzut în luptă și pentru răul care i s-a întâmplat tribului. Și în ziua aceea au ajunat până seara. Pentru cei care au căzut, cu siguranță pentru sufletul lor și pentru ceea ce s-a întâmplat ca nenorocirea să nu mai apară în Israel. Deci, în momentul acesta, au ajunat toți până seara. Ce au făcut ei, de fapt? Au exprimat convingerea că doar Dumnezeu poate numai să intervină și răul în popor să nu mai existe. Și acesta a fost modul prin care ei i-au arătat lui Dumnezeu acest lucru. Au recunoscut acest lucru, adică puterea lui Dumnezeu. O nuanță postului în Vechiul Testament. Mergem mai departe. Moartea lui Saul. În cartea a doua a regilor, în capitolul 2, s-a întâmplat ceva în slide, nu a luat partea ultimă, dar pregătim textul. În cartea a doua a regilor, în capitolul 1, versetul 12, unde este vorba de moartea lui Saul, textele le aveam, s-a întâmplat ceva în configurarea slide-ului, avem pregătit textul. Da. Citim din cartea a doua a regilor, capitolul 1, versetul 12. Saul și fiul său Ionatan mor în luptă. Și să vedem ce s-a întâmplat, ce a făcut poporul când a aflat că Saul, regele și Ionatan, fiul lui, au murit în luptă. Și s-au tânguit și au plâns și au postit până seara pentru Saul și pentru Ionatan, fiul său, și pentru poporul lui Iuda și pentru casa lui Israel, de vreme ce fuseseră loviți de sabie. Deci au postit până seara. Era un post acesta... Era o jertfă pe care poporul a făcut-o în memoria regelui lor și a copilului acestui rege, Ionatan, iubit în popor. Postul acesta, cu siguranță, a fost însoțit de rugăciune. Era un gest prin care poate poporul s-a rugat pentru sufletul lor. Iată, un post de o zi, legat de un eveniment, de moartea unui rege.
Apoi avem în Vechiul Testament postul care marchează întristare, momente de întristare, dar și de bucurie. Dovadă că postul nu trebuie privit ca o întristare, ca o jertfă care să ne întristeze, postul devine implicit și o bucurie pentru ceea ce facem și prin ceea ce facem și urmează să dobândim sau să primim. În cartea profetului Zaharia, postul apare asociat așadar cu întristare, dar și cu bucuria. Iată în Zaharia, capitolul 7, versetul 5, în cartea profetului Zaharia, capitolul 7, versetul 5, citim aceste lucruri. Ați ținut post și v-ați stânguit. E vorba de comemorarea unor evenimente triste, spre exemplu, e vorba de distrugerea templului. Pune voi, ați ținut post atunci și v-ați stânguit, ați fost triști când s-a întâmplat acest lucru. Și avem tot în cartea profetului Zaharia și moment de bucurie, așa zice Domnul Savaot, postul din luna a 4-a, 5-a, 7-a și a 10-a vor fi posturi, vor fi posturi de câte o zi, posturi de tânguire. Mă iertați puțin, aș vrea să revin asupra slide-ului, pentru că se pare că a depășit cadrul și în faza aceasta nu se putem citi anumite texte, după cum vedeți aici. Va trebui să, numai puțin, să avem o clipă răbdare, să micesc puțin textul pentru a le putea citi. Acum îl vedem, n-o să numai puțin. Mergem mai departe, este vorba de un post de o zi legat de anumite zile, post de bucurie. Și avem iarăși în Vechiul Testament posturi speciale, precum postul Esterei. Vom încerca să mărim din nou slide-ul, sperăm că vom reuși să avem textul mai departe. Posturi speciale. E vorba de o carte a Vechiului Testament, Estera, Cartea Esterei. Despre ce este vorba acolo, ca să înțelegem mai bine textul acesta. E vorba de evreii deportați în robia babilonică și unii nu se mai întorc de acolo. Au socotit că rămân mai departe, probabil că și-au făcut afacerile lor, aveau gospodăriile lor și s-au gândit să nu se mai întoarcă. Și o bună parte dintre evrei rămân acolo și din acel trip, din acea grupare de evrei, o evreică ajunge regină, regina regelui Artaxerxe. Dar ea se trăgea dintr-un trib, dintr-un neam al lui Mardocheu, așa îl chema pe acel evreu. Acel evreu Mardocheu reușește la un moment dat să deconspire un complot împotriva regelui și regele este salvat. Și Estera frumoasă este luată la curte și devine regină. Dar peste împărăția lui apare un om influent cu o putere mare pe nume Aman. Și Mardocheu nu vrea să se închine lui Aman. Aman era, ce am înțelege noi astăzi, un fel de premier. Desigur, nu un premier cum avem noi astăzi. Mai bun. Și atunci acest Aman nu se închine lui Mardocheu, nu vrea să se plece lui Mardocheu. Și Mardocheu este părât la rege și
se pregătește moartea lui, spânzurarea lui. Regina Estera află acest lucru, Mardocheu îi spune, află acest lucru și în momentul acela ea se pregătește să intre la rege. Dar exista o rânduială. Nu putea nimeni să intre la rege dacă nu era chemat, inclusiv regina sau reginele. Și atunci Estera iese din întristare, se îmbracă în straiele de regină și încearcă să intre la rege. De asta se spune aici, o să vedem imediat în text, chiar dacă ar trebui să mor. Pentru că oricine intră la rege nechemat era omorât. Și atunci Estera, chiar dacă era regină, risca viața. Dar ea trebuia să se înfățișeze în fața regelui ca să salveze tribul acela de Israeli, să salveze neamul. Și regele o vede și o cheamă el. Și o întreabă de ce este supărată și care este dorința ei. Spune, spune orice, am să se îndeplinesc orice, până la jumătate din regatul meu îți dau. Și ca să scurtez puțin, regina îi spune despre ce este vorba, uite ce se întâmplă, Aman pe care l-a pus stăpân peste regatul tău, uite ce vrea să facă, să ne omoare, pentru că Mardocheu nu vrea să se închine lui, noi evrei ne închinăm doar lui Dumnezeu, noi nu ne plecăm înaintea lui. Și în acest cadru, regele află ce a făcut Mardocheu, salvându-i viața. În sensul că doi eunuci au pus la care un complot să-l omoare pe rege. Și Mardocheu a salvat, dar regele n-a știut că Mardocheu este cel care l-a salvat. Află de la regină ce vrea să facă Aman. Mardocheu este salvat și Aman este spânzurat în locul lui Mardocheu. Aman pregătește o spânzurătoare, dar el urmează să fie spânzurat prin spânzurătoarea pe care a pregătit-o. Și de adevăr este omorât și salvat. Și astfel Estera salvează neamului. Despre acest lucru este vorba. Dar iată cadrul legat de post. Du-te și adune pe iudeii din Suza și postiți pentru mine, spune Estera, și postiți pentru mine. Rețineți acest lucru. Estera urma să aibă o misiune foarte importantă pentru neamul ei. Și ea știa că numai dacă alții o ajută sau dacă și alții contribuie la acțiunea ei, poate să capete putere de la Dumnezeu. Observați postul comun aici pentru un scop înalt. Știind că numai Dumnezeu poate să facă acest lucru. Și timp de 3 zile să nu mâncați, spune Estera, să nu mâncați și să nu beți nici noaptea și nici ziua. Și nici eu cu slujnicele mele nu vom mânca, atunci voi intra la rege, înfruntând legea, adică ceea ce v-am spus, rânduiala regelui, înfruntând legea, chiar dacă va trebui să mor. Și Estera, cu tot neamul ei postește, cu toți izraeliții, deci cu toți evreii, cu toate slujnicele ei, și Dumnezeu iluminează mintea regelui să o primească, îi înmoaie sufletul și inima să o primească, o vede, îi se face milă de supărarea ei și astfel este salvat poporul. V-aș ruga să citiți această carte, nu este lungă, e scurtă, o să vă impresioneze. Eu v-am făcut doar o sinteză a ei, dar o să vă impresioneze. Nu s-o puteți lăsa până nu veți citi-o toată, nu este lungă, câteva capitole numai. Dar impresionantă această carte, impresionant ce a făcut postul sau ce face postul. De aceea poporul, de aceea este important să știm toți și nu știm acest lucru. În situații grele ale unei familii, în situații grele ale unui neam, ale unui popor, poporul trebuie să postească, nu numai când este rânduit postul, nu numai un post formal, adesea pe care îl săvârșim, e postul Crăciunului, postul Paștelui, să postim în acest post, să ne și spovedim atunci, nu când trebuie să ne spovedim, nu când simțim să ne spovedim, ci formal ca venit ziua de post, de Crăciun, de Paști, să ne spovedim. Nu, aceea nu-i spovedanie.
Ne spovedim când simțim că trebuie să ne împăcăm cu Dumnezeu, că am greșit și față de El și față de semenul nostru. Nu mergem să ne spovedim foarte rapid, în grabă, câteva, un minut, două, spunem repede ceva și am plecat. Acela nu este, aceea nu-i spovedanie. De aceea, poporul când simte că trece prin momente grele, sau o familie, la post și la rugăciune, pentru a salva un rău, pentru a ieși dintr-un necaz, pentru a ieși dintr-o întristare, pentru a ieși dintr-o situație grea în care se găsește. Și nu știm acest lucru. Nu facem acest lucru. Nu ne îndeamnă nimeni. Mai mult ca oricând poate. Astăzi am avea ca popor nevoie să postim toți pentru ieșirea din situațiile în care ne găsim și situația grea în care ne găsim. Și cam de mult ne găsim în situație grea. Și poporul postea în vechime și ca să-i trimită Dumnezeu oameni luminați și regi buni. Și se ruga poporul pentru mintea lor, pentru luminarea lor, pentru planurile lor bune. Nu facem acest lucru. Vorbim despre post ca despre ceva exterior. Avem în mâna noastră salvarea, dar nu o facem. Și ne putem scăpa și de rău și de influența răului. Și țineți minte acest lucru. Și pentru fiecare în parte și pentru familii și așa mai departe. Asta a făcut, uitați-vă, în Vechiul Testament, Estera. Acesta era un aspect al postului vechi testamentar. O să vedem mai departe. Deci acest exemplu, cartea Estera, să fie pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare familie, un leitmotiv al vieții de raportare la Dumnezeu atunci când treci colectiv sau individual printr-o situație grea. E exemplul Vechiului Testament. Postul lui Moise, post de 40 de zile și 40 de nopți, Moise postește de două ori de 40 de zile și 40 de nopți când primește legea. Deci postul înaintea unui eveniment important la fel pe care îl face un conducător pentru poporul lui. Asta a făcut Moise. Se apropie de Dumnezeu, dar nu oricum. Se apropie cu o șerfă pentru a primi de la Dumnezeu rânduiala pentru poporul lui, legea pentru poporul lui, poruncile pentru poporul lui, ghidul de viață pentru popor. Câte n-ar trebui să învățăm de aici? Mai mari unui popor trebuie să învețe de aici. Moise se duce să primească legi pentru popor, dar iată ce face Moise. Cum se pregătește Moise pentru acel popor, pentru acel moment când se primească cuvântul lui Dumnezeu ca poporul să trăiască? Și în prima înfățișare a lui Moise, menționată în cartea Ieșirii, în capitolul 34, versetul 28, se spune: Moise a stat acolo la Domnul 40 de zile și 40 de nopți. Și nici pâine n-a mâncat, nici apă n-a băut. O să vă răspund imediat, eu știu ce întrebare vă puneți acum și vi se naște în minte. Cum poate trăi un om așa? Vă răspund imediat. O să vedem imediat pe slide. Dar v-am spus că vă răspund ca să vă puteți concentra mai departe la text, la cele ce urmează. Și a scris Moise pe table cuvintele legământului, cele 10 porunci. Le primește. Și cum le primește, în ce context, în ce împrejurare, citim în cartea Facere, în capitolul 34, cum îi se arată Dumnezeu și cum îi dă legea. Și Moise coboară cu tablele legii, coboară cu cuvântul lui Dumnezeu scris pe două table. Și poporul jos, deci Moise sus postea, se jerfea pentru popor. Poporul a uitat de Moise, unde este Moise, de ce s-a dus Moise, și observăm două situații contrastante. Moise postește, se jerfește și poporul jos petrece și se veselește. Uită de Dumnezeul cel adevărat, își face un vițel de aur, un idol, și Moise vede de departe, coborând din munte, cum poporul se veselea, cum dansa în jurul unui idol. Cât de repede a uitat poporul de Dumnezeul cel adevărat. Deci două situații diferite.
Mult, să știți, s-a scris, s-a speculat teologic pe aceste două imagini. Moise postește pentru popor, se jertfește și Dumnezeu și poporul uită de acest lucru și se veselește. În loc și el să facă același lucru. Ba trece și în idolatrie, uitând de Dumnezeul unic care l-a salvat. Moise s-a supărat foarte tare. Și ce face Moise? În supărarea lui, poate mânios pe popor, sfărâmă tablele legii. Le sparge. Și poporul rămâne fără lege. Și atunci, dacă citiți în carte și de veți vedea ce s-a întâmplat în popor, câți au murit atunci. Și după un timp, Moise pleacă din nou la descoperirea lui Dumnezeu, Moise se duce din nou pe munte pentru a primi din nou legea. Și Moise face același lucru. Și aici unde vedeți doi romani, e a doua întâlnire a lui Moise cu Dumnezeu. Și iată ce spune, ce se spune în cartea Deuteronomului, capitolul 9, versetul 18. Am îngenunchiat a doua oară înaintea Domnului, ca și întâia oară. Sunt câteva lucruri pe care o să le accentuez, la care să luați aminte. 40 de zile și 40 de nopți, fără să mănânc pâine și fără să beau apă. M-am rugat pentru păcatele voastre. Aici observăm un element în plus legat de post. Rugăciunea. Și m-am rugat pentru păcatele voastre cu care ați greșit voi, făcând rău înaintea ochilor Domnului Dumnezeului vostru și mâniindu-L. Postul este un act de cult aici. Moise îngenunchează. E bine când postim să ne plecăm și genunchii în rugăciune. Multă, puțină, lungă, scurtă, cât putem. Dar postul trebuie să fie însoțit și de genunchi plecați. Și de mai ce? De rugăciunea și atât, nu pentru el, ci pentru păcatele poporului. Deci pentru păcatele altora. Deci de multe ori postul cu genunchi plecați în rugăciune nu este numai pentru noi, individual, personal, ci și pentru alții și pentru păcatele lor. Iată cât de mult putem să facem prin post. Un aspect al postului ca act liturgic în Vechiul Testament, făcut de un om pentru popor, de un conducător pentru poporul lui, de un mai mare pentru supușii lui. Acest lucru pot să facă și părinții pentru copii și pentru păcatele lor, pentru îndreptarea lor. Postul cu genunchi plecați în rugăciune, salvarea altora. Și nu prea suntem obișnuiți cu acest lucru. Mergem mai departe. Acesta este un aspect al postului special din Vechiul Testament. Și mai vedem un post special, al lui Ilie. Dar unul aparte acesta, despre ce este vorba? Ilie ajunge pe Horeb, pe același munte ca și Moise sau pe Sinai, dar nu pentru a primi o altă lege, precum Moise, ci pentru a se împărtăși de o descoperire a lui Dumnezeu, de o teofanie, în mod cu totul aparte, adică de o descoperire a lui Dumnezeu care urma să ghideze activitatea lui profetică. Ilie se pregătește pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Și pentru întâlnirea cu Dumnezeu nu poți oricum, sau pentru întâlnirea cu Dumnezeu trebuie să te pregătești, nu te poți întâlni cu Dumnezeu oricum. Trebuie și tu să faci ceva. Și iată ce face Ilie. Să vedeți ceva aparte. Din cartea a treia a regilor, capitolul 19, versetul 8. Și el a mers 40 de zile și 40 de nopți până la Horeb, muntele Domnului. Moise stă 40 de zile și 40 de nopți pe munte. Ilie merge, călătorește timp de 40 de zile și 40 de nopți. Aici avem, din nou ne lipsește textul, avem un detaliu
Și anume, Moise primește tablele de la Dumnezeu, primește legea și postește. Stă. Ilie merge să primească de la Dumnezeu în descoperire ghidul misiunii lui profetice, dar în tot acest timp el nu stă, ci călătorește. Și ceea ce nu vedem aici este următorul text pe care vi-l relatez eu. Un înger îl hrănește pe Ilie și spune: scoală-te, mănâncă pâine, bea apă, pentru că drumul tău sau călătoria ta este lungă. Două nuanțe aici. Și de ce am luat aceste două posturi speciale, ale lui Moise și ale lui Ilie? Un post static, când stai și cu Dumnezeu de vorbă, și un post care nu ține neapărat de un anumit timp în care să stai, ci un post al călătoriei, adică o jertfă a călătoriei. Teologic mult s-a scris în acest sens despre cele două posturi, postul șezând și postul umblând. Aplicând la viața noastră, ce am putea să înțelegem de aici? Sunt oameni care, prin natura profesiei lor, poate, mai mult stau. E un post al lor. Dar sunt oameni care călătoresc mai mult, poate nu pot să postească, dar călătoria lor, mereu cu gândul la Dumnezeu de a fi ajutați, poate să însemne numai gândul la Dumnezeu un post. Oricum, este vorba de o jertfă pe care o face și Ilie și Moise pentru două momente importante din viața lor și a poporului pe care îl slujeau. Cartea a treia a Regilor, capitolul 19, ne dă mai multe amănunte în acest sens legat de postul lui Ilie. Și aici, în cazul acesta, putem să deducem că este vorba de un post de 40 de zile, pentru că Ilie este întărit special de un înger înainte de călătoria sa. Deci departe în pustiu, sub un ienupăr, unde se găsea Ilie, va fi trezit de două ori de un înger care aduce apă și pâine. Abia după ce prinde putere, de la această mâncare îngerească specială, pornește în lunga călătorie. Și este exact textul de care v-am spus: scoală de mănâncă și bea, că lungă zi este calea. Și s-a sculat Ilie și a mâncat, a băut și a pornit la drum. Profetul Daniel are și el un post special și el se pregătește prin post pentru primirea unei vedenii, a unei descoperiri de la Dumnezeu. Iată ce se scrie în cartea profetului Daniel, capitolul 10, versetul 2 și 3. În zilele acelea, eu, Daniel, am plâns vreme de 3 săptămâni de zile. Pâine care să-mi placă n-am mâncat, carne și vin nu mi-au intrat în gură, cu ulei nu m-am uns, până ce s-au împlinit 3 săptămâni de zile. Un post fără carne, fără băutură, fără mâncare specială, un post al profetului Daniel pentru a primi de la Dumnezeu ceva. El face o șerfă, un post, ca să primească de la Dumnezeu ceva. Facem o jertfă prin post ca să primim de la Dumnezeu ceva, dar nu numai ca să primim, o să vedem, ci și pentru altceva. Și la fel, David postește și el și strigă în psalm, la fel, după ajutor de la Dumnezeu prin post. Am să vă dau un text acum, care, răspunzând la întrebarea pe care am pus înainte, cum e cu postul de 40 de zile să nu mănânci și să nu bei, poți să trăiești? Moise a postit 80 de zile și 80 de nopți, sigur, cu o anumită perioadă de timp între ele. Iată un sfânt, un ascet, un sfânt părinte, care a scris destul de mult din secolul 4, de pe vremea împăratului Teodosie al Bizanțului, avea să spune într-o carte a sa aceste cuvinte. Toate acestea, desigur referindu-se la aceste zile multe de post ale unor oameni
pe care și la vremea respectivă, în secolul IV, poporul nu numai că le-a contestat, dar au fost întrebări care au ridicat, sau au fost lucruri care au ridicat întrebări în rândul poporului. Toate acestea, desigur, spune Sfântul Nil Ascetul în secolul IV, sunt întâmplări minunate, dar au și o rațiune. Căci cu putință ca cineva să trăiască și fără să mănânce, atunci când vrea Dumnezeu. Doar cum a isprăvit Ilie calea de 40 de zile în puterea unei singure mâncări? Nu se putea, nu? Sau, și cum a petrecut Moise 80 de zile pe munte vorbind cu Dumnezeu fără să guste mâncare omenească? Ce raționament omenesc ar putea explica mulțumitor această minune? Cum a putut natura omului să se cheltuiască atâta vreme, ce nu e o traducere foarte bună, deci să se jertfească atâta vreme, fără să se întregească ceea ce se împrăștea din puterea lui în fiecare zi, adică fără să fie adăugată mâncare pentru puterea pe care o pierdea trupul omului în fiecare zi? Această nedumerire o dezleagă cuvântul lui Dumnezeu care zice: nu numai cu pâine va trăi omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Ce trebuie să înțelegem de aici, din ce spune Nil Ascetul? Nu este ușor să postești, dar Dumnezeu te ajută. Dumnezeu îți trimite o putere în tine care să te ajute. Dacă vrei să faci această jertfă în relație cu El, mulțumindu-i sau cerându-i ceva, Dumnezeu te ajută. Sunt oameni care nu mănâncă și n-au mâncat carne de o viață. Sunt oameni care nu mănâncă mâncăruri de dulce, cum înțelegem noi, și n-au murit. Pusnici care trăiesc foarte bine. Dovadă că trupul omului nu este făcut pentru aceste mâncăruri grele. Dar, desigur, în relație cu Dumnezeu, postind adevărat, poți să capeți o putere, sau trupul omului capătă o putere. Dacă ne gândim numai la legile biologice, la legile fiziologice, sigur că o să ajungem la tot felul de concluzii. Și o să luăm în calcul tot felul de situații în care rolul unor substanțe din organismul nostru, dacă lipsesc, sigur, ele pot să creeze niște disfuncții în organismul nostru. Aceste lucruri se petrec când lăsăm postul doar la latitudinea noastră sau la puterea noastră, limităm doar la puterea omului. Intervine Dumnezeu, că postul este un act prin care intrăm în relație cu Dumnezeu și El face minuni în viața noastră. Acest text din acest părinte al secolului IV este important pentru fiecare dintre noi, reflectând la el. Să vedem ce ne spune Noul Testament despre post. Această experiență a Vechiului Testament pe care am văzut-o până acum și am putut să vedem situațiile de post din Vechiul Testament și obiectivul postului din Vechiul Testament, este repetată și de Mântuitorul Hristos la începutul activității lui publice. În Evanghelia după Marcu, experiența aceasta pe care tocmai am amintit-o în Vechiul Testament, de post special Moise și Ilie de 40 de zile, această experiență este redată pe scurt de Marcu cu privire la Iisus. Și îndată Duhul spune, l-a mânat în pustie și a fost în pustie 40 de zile, fiind ispitit acolo de Satana. Observăm că Marcu nu vorbește de post, ci el pune accentul pe faptul că Iisus se retrage din tumultul lumii un anumit timp pentru a se pregăti pentru viitoarea misiune. Dar informația lui Marcu e completată de ceilalți doi evangheliști, de Matei și de Luca, ambii punând accentul pe petrecerea Mântuitorului Hristos în post în acel timp din pustie de 40 de zile. Iată ce spune Matei: și a postit 40 de zile și 40 de nopți. Și Luca în capitolul 4, versetul 2 spune: în aceste zile nu a mâncat nimic. Deci ambii pun accentul pe post. Postul de 40 de zile.
Postul iudaic formal este condamnat de Mântuitorul Hristos. Adică vedem ce a însemnat postul în Vechiul Testament și evreii știau foarte bine acest lucru. Cum trebuie să postească, care este adevăratul post și cum trebuie să se apropie de Dumnezeu prin post. Dar cu toate acestea, au trecut de la postul adevărat de jertfă la un post formal, ipocrit, pe care Dumnezeu nu l-a primit. Și la acest post se referă Mântuitorul Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 6, versetele 16 și 18. Să citim aceste texte. Iar când postiți, spune Mântuitorul, nu fiți posomorâți ca și fățarnicii, că ei își mânjesc fețele lor ca să le arate oamenilor că țin post. Adevăr vă grezi vouă, își iau plata lor. Deci era un post pe care îl săvârșeau fariseii ca să se arate cât sunt ei de buni, cum respectă ei legea, cât sunt ei de evlavioși. Și în momentul în care încercau să arate evlavia lor, în momentul acela au greșit. Și acest lucru îl condamnă Iisus. Tu însă când postești, spune Mântuitorul, unge-ți capul, spală-ți fața, pentru ca nu oamenilor să te arăți că postești, ci Tatălui tău care este într-o ascuns. Și Tatăl tău care vede într-o ascuns, îți va răsplăti la arătare. Adică, pe ce pune accentul Mântuitorul Hristos aici? Pe discreția faptei postului. Nimeni să nu o știe decât tu și Dumnezeu. Sau chiar dacă o știe cineva și o vede, să nu fie văzută cu ajutorul tău. Adică să ajuți ca fapta ta să fie văzută și să fii lăudat. Discreția postului. Adică o relație cu Dumnezeu prin post discretă, pe care numai tu, sufletul tău, să o știe și Dumnezeu. Adică numai tu și Dumnezeu să știe de ce postești. Postul formal, iudaic, ipocrit, l-a condamnat Iisus. Postul apare și ca o putere. Și în Matei 17:21 avem un text. Vă spun despre ce este vorba, din nou nu apare în slide. Să știți că am lucrat în grabă mare astăzi toată ziua la slide-uri și nu am încadrat mărimea literei în slide-ul respectiv, de aceea nu apare. Dar aici v-aș ruga să fiți cu luarea minte, vă spun despre ce este vorba. Postul ca putere, postul apare și ca o putere pe care o dobândim împotriva ceva. Despre ce este vorba în Matei 17:21? Mântuitorul Hristos coboară din munte cu apostolii săi după ce s-a schimbat la față. Și acolo, la poalele muntelui, ucenicii lui care rămăseseră acolo se certau cu fariseii. De ce? Pentru că acolo venise un tată cu copilul lui care era stăpânit de diavolul și se manifesta prin muțenie, prin surzire, ba căuta diavolul să-l arunce și în foc și în apă. Deci de mai multe ori a căutat să-l omoare, să-l piardă. Și acel tată spune lui Iisus, uite dacă poți ceva să-mi ajuți, să ne ajuți. L-am adus pe acest fiu și la ucenicii tăi, n-au putut să-l vindece, n-au putut să alunge acest demon, acest diavol. Dar dacă tu poți ceva, ajută-ne nouă. N-am să mă opresc mai mult asupra interpretării acestui eveniment foarte important, dar spun numai atât, că Mântuitorul Hristos îl vindecă pe copil alungând demonul. Și atunci apostolii lui se apropie de Iisus, discret, fără să audă nimeni, fără să știe nimeni despre acest lucru, și îl întreabă pe Iisus, uite învățătorule, vrem să te întrebăm ceva. Suntem nedumeriți. Noi de ce n-am putut să alungăm acel demon? Și Iisus le spune așa, acest neam, acest soi de diavol, care se manifestă prin surzenie, prin muțire, nu poate fi scos decât numai cu post și cu rugăciune. Există, iubiții mei,
un diavol, un soi de demoni care acționează asupra omului, în special făcându-l pe om să nu audă cuvântul lui Dumnezeu și niciodată să vorbească acest cuvânt, să rostească către alții. Cine nu vrea să audă cuvântul lui Dumnezeu niciodată și cine nu vrea niciodată să-l rostească și altor, acela este stăpânit de acest demon care se manifestă astfel în viața unui om. Acest soi de demon poate fi izgonit. Iată, aici ni se descoperă că diavolul este de mai multe categorii, au mai multe roluri, mai multe funcțiuni. Nu pot fi izgoniți aceștia decât dacă rugăciunea este împreunată cu post sau postul cu rugăciune. Și atenție la un lucru. Există poate oameni în viața noastră, în apropierea noastră, în intimitatea noastră, în cercul nostru, care nu vreau să audă de Dumnezeu. Sunt atâția tineri cărora părinții le spun: haideți la biserică, ascultați cuvântul lui Dumnezeu, citiți cuvântul lui Dumnezeu, rostiți-l și altora. Și nu vreau. Demonul surzeniei și muțirii poate fi izgonit de către noi prin post și prin rugăciune. Iată, postul devine o armă, postul devine o putere pe care o putem avea pentru a face ordine acolo unde nu există ordine în viața spirituală a celor din jurul nostru. E foarte important și acest lucru să-l știm. Postul ca act liturgic acum. Iată ce se petrece, câteva evenimente am să le remarc. Întoarcerea din întâia călătorie misionară a Sfântului Pavel și a echipei lui misionare, la întoarcere în Faptele Apostolului, capitolul 14, versetul 23, se spune: și hirotonindu-le preoți în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredințat Domnului în care crezuseră. Adică ce fac apostolii, Pavel și ceilalți, de lângă el Barnava, hirotonesc preoți prin cetățile pe unde au fost și la despărțire îi încredințează lui Dumnezeu prin rugăciuni cu post. Deci înainte de a se despărți, s-au rugat împreună, postind, ca Dumnezeu să le ajute acelor la care rămân mai departe în comunitățile pe care le-au înființat și ducând mai departe cuvântul lui Dumnezeu la oameni. Și acest lucru erau încredințați apostolii, că nu puteau să-l săvârșească decât dacă se roagă lui Dumnezeu postind, ca Dumnezeu prin rugăciune și post să trimită putere și ajutor acelor care urmau să fie responsabili de mântuirea celorlalți. Propovăduind cuvântul lui Dumnezeu, foarte important acest lucru. Mai departe, în 2 Corinteni, capitolul 6, versetul 5, acolo unde apostolul Pavel face o autobiografia sa, în partea aceea polemică, apologie polemică a epistolei, spune el așa despre el însuși: am fost în bătăi, în temnițe, în tulburări, în ostenel, în privegheri, în postiri. Spune la un moment dat: mai mult decât toți dușmanii mei. Iată, apostolul Pavel, sau în viața apostolului Pavel, postul a ocupat un loc aparte. Mergem mai departe. În 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 5, Sfântul Pavel îi sfătuiește pe soți. Sfaturi pentru familie. Spune așa: să nu vă lipsiți unul de altul decât prin bună înțelegere. Spune: lipsiți-vă, dar înțelegeți-vă în acest sens, pentru un timp, spune numai, și să vă îndeletniciți cu postul și cu rugăciunea. Foarte important ca o bună familie să meargă, să reziste, și cei care ne ascultă, poate sunt și tineri, să ia seama la acest lucru. Pentru ca o familie să meargă bine, pentru ca o familie să reziste, pentru ca relațiile dintre soți să fie bune, e nevoie de post și de rugăciune. Intrăm în legătură cu Dumnezeu stând de vorbă prin rugăciune și făcând o jertfă înaintea Lui, și vom vedea în final ce înseamnă această jertfă. Iată, apostolul Pavel dă aceste sfaturi familiei la vremea respectivă, undeva în a doua jumătate a secolului I. Iar în Faptele Apostolului, capitolul 13, versetul 2,
Este vorba de pregătirea pentru întâia călătorie misionară a apostolilor, e vorba de Pavel și Barnava. Citim acolo în Faptele Apostolilor, capitolul 13, versetul 2. Și pe când slujeau Domnului și posteau, iată, posteau, Duhul Sfânt a zis. Deci Duhul Sfânt intervine într-un moment în care cineva postește. Osebiți-mi pe Barnava și pe Saul pentru lucrarea pe care i-am chemat. Atunci, postind din nou, toți împreună, înainte de a trimite într-o lucrare misionară, sufletească, spirituală pe cineva spre popor, cei de acolo, grupul respectiv, postesc și se roagă. Atunci, postind și rugându-se, și-au pus mâinile peste ei și au lăsat să plece. După ce s-au rugat și au postit. Adevăratul post creștin. Mai întâi să vedem ce este postul. Am văzut momente ale postului din Vechiul Testament, din Noul Testament și acum să ne întoarcem la noi. Care este adevăratul post? Și mai întâi să vedem ce este postul. Am ales cea mai simplă definiție. Cea mai simplă. Deloc complicată. Și anume, postul nu e nimic altceva decât abținere totală sau parțială, am văzut și în Vechiul Testament, de la anumite feluri de mâncare, pe o perioadă mai mică sau mai mare de timp. Atât, acesta e postul. Prin postul Paștelui ne pregătim să întâmpinăm ziua Învierii, în care să ne luminăm cu prăznuirea, atenție ce spune într-o cântare, unul pe altul să ne îmbrățișăm, să zicem fraților și celor ce ne urăsc pe noi și să iertăm toate pentru Înviere. Deci ne pregătim în acest post în care suntem, în care am intrat, pentru ce? Pentru Paști, în care să se petreacă cu noi aceste lucruri. Să ne luminăm cu prăznuirea, unul pe altul să ne îmbrățișăm, să iertăm toate pentru Înviere. Pentru că apoi să putem să strigăm. N-avem textul mai jos, ce să strigăm? Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând. Adică, cu alte cuvinte, nu putem să spunem Hristos a înviat din morți decât dacă iertăm. Cu alte cuvinte, salutul de Paști e condiționat de iertare, e condiționat de o pregătire. Observăm acum aici. Pentru că apoi să putem rosti Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. E vorba de slava sau mărirea de la laude din canonul Paștelui. Simplu pentru ce ne pregătim prin post ca să ne apropiem de Paște. Trebuie să facem ceva. Și foarte puțin. Ce observăm noi aici? Că toate aceste lucruri sunt fapte ale sufletului. Și ne pregătim cu trupul pentru ele. Adică să ne luminăm cu prăznuirea, să zicem fraților celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru Înviere, sunt fapte ale sufletului. Dar ne pregătim pentru ele, pentru a le săvârși cu trupul, adică postim. Cu alte cuvinte, aici stă tot sensul postului de Paște, sau postului mare. Și ne pregătim pentru o faptă mare a sufletului, pentru o explozie a sufletului, pentru o manifestare a sufletului. Ne pregătim prin post, adică ne pregătim cu trupul. Făcând acest lucru, noi spunem că postim, adică abținându-ne în această perioadă a postului, așa cum am văzut în definiție, pentru un anumit timp de la anumite mâncăruri, așa zisele mâncăruri de dulce, carne, lapte, ouă, așa mai departe. Spunem că postim. Aparent, așa este. Dar postul trupesc nu-i de ajuns. Și vom vedea mai departe, dar înainte de acestea vreau să vă dau trei exemple. De ce nu-i de ajuns postul trupesc? În binecunoscuta pildă
sau parabolă a vameșului și a fariseului, întâlnim acolo două cazuri diferite. Fariseul postește de două ori pe săptămână, observăm în Vechiul Testament, postul de două zile pe săptămână, dar este osândit. Păi am văzut în Vechiul Testament că cine postea nu era osândit, ci dimpotrivă, era binecuvântat și primea ceva de la Dumnezeu. Fariseul postește, dar este osândit. Vameșul n-a zis că postește, dar a fost primit de către Dumnezeu. Adam și Eva postesc în rai, abținându-se de la a mânca din pomul oprit un timp, după care cad din post, rostogolindu-se într-o viață fără de sens. Întrebarea care se pune este: de ce n-a folosit unui apostol, dar a folosit altuia nepostirea? De ce Adam și Eva au căzut din postul trupesc? Și răspunsul îl avem aici. Fariseului nu i-a folosit postul pentru că postea doar trupește, nu și sufletește, adică cu gândul, cu smerenia, cu cuvântul. El postea într-adevăr trupește, dar nu înceta să judece, să condamne pe cei din jurul lui, nu înceta să se socotească mai bun decât alții, deci creștea. Acest post nu i-a folosit, pentru că n-a postit și sufletește, decât trupește. Și postul trupesc nu-i de ajuns. Adică numai dacă nu mâncăm pe o anumită perioadă de timp, cum am văzut, lapte, ouă, brânză și așa mai departe. Nu-i destul. Vameșul nu a postit, dar smerenia lui și sufletul lui smerit a însemnat un adevărat post. Deci chiar dacă n-a postit trupește, i-a folosit mai mult postul sufletesc decât postul trupesc. Adam și Eva cad din post pentru că nu postesc și cu sufletul, adică smerindu-se și mulțumindu-se cu condiția în care i-a așezat Dumnezeu. Exact ce vă spuneam înainte. Ei vreau mai mult prin ei înșiși și nu prin Dumnezeu. Porunca aceea ar fi fost scurtată și oprită la un moment dat dacă duceau exercițiul înfrânării al jertfei și al postului până la capăt. Nu l-au dus, au căzut din post. Deci din post poți să cazi, din postul trupesc și să nu fie de folos dacă nu este adăugat acestuia cel sufletesc. Și astfel, prin neascultare și prin neînfrânare, primii oameni cad din post, acest post însemnând în primul rând ascultare și înfrânare, cum am spus. Postul lor trebuia să însemne smerenie în primul rând, prin ascultare de Dumnezeu, 2. Recunoștință pentru starea primită și recunoașterea autorității Creatorului lor. Atunci ar fi postit cu adevărat, când recunoșteau în Cel care a dat porunca pe Creatorul lor, care a așezat într-un statut privilegiat. Iată cât de ușor se poate cădea din post și cât de ușor poți să nu postești postind. Vom vedea mai departe acest lucru. Așadar, există un alt post pe lângă cel trupesc, este vorba de postul spiritual. Și care este acest post spiritual? Cu sufletul, cu mintea, cu gândirea, cu sentimentul, cu ochii, cu dorința, cu auzul, cu cuvântul și așa mai departe. Și o să vedem acest lucru. Dar aș vrea în acest sens, ca să înțelegem mai bine, să facem o referire la Vechiul Testament, la cartea profetului Isaia, capitolul 58. Acolo ni se spune ce este postul și ce nu este postul. Și va ruga cu mare luare minte să fim atenți la câteva texte, la câteva versete din capitolul 58 din cartea profetului Isaia. Despre ce este vorba? Am văzut că în Vechiul Testament poporul postea în situații diferite sau în situații limită. Și poporul acesta la un moment dat s-a revoltat. Și îi spune lui Dumnezeu prin profet: uite, nu mai vrem să postim. De ce să mai postim dacă tu, Dumnezeule, nu ne asculți? S-a revoltat poporul. De ce să mai postim? Adică noi socotim că dacă postim trebuie să ne asculți. Ei au încercat cu Dumnezeu să vrășească un pact, să se înțeleagă.
Și spune, dacă nu ne mai asculți, nu ne împlinești rugăciunile și cerile, nu mai postim. Pentru ce să postim dacă tu nu vezi? Spune profetul, consemnează în versetul 3. De ce să ne smerim sufletul nostru dacă tu nu iei aminte? Și Dumnezeu răspunde, denunțând falsitatea postului formal și făcut la adăpostul unei conștiințe ipocrite. Și iată ce răspunde Dumnezeu. Așa este, nu vă ascult. Aveți dreptate când spuneți acest lucru și când vă revoltați. Dar iată de ce nu vă ascult și spune Dumnezeu. Voi postiți, e adevărat, dar vă certați, vă sfădiți, vă bateți furioși cu pumnul. Nu postiți cum se cuvine zilei aceleia ca să se aude sus glasul vostru. Deci poporul postea, dar își vedea mai departe de răutățile lui. Și acest post nu-i place lui Dumnezeu. Deci pe acest post nu-l primește Dumnezeu. Postul însoțit de păcate și de răutăți nu este plăcut Domnului. De aceea nu se face auzită rugăciunea atunci. Deci putem să postim de multe ori și rugăciunea să nu ne fie auzită dacă postul nostru este acompaniat, să spunem așa, de păcate, de fapte rele. Și Dumnezeu îi spune poporului care postul care place lui și zice așa, că acesta este al sufletului. Și iată ce spune Dumnezeu poporului prin profet. Citim din capitolul 58 din Esaia, versetele 5 până la 7. Nu știți voi postul care îmi place? Zice Domnul. Rupeți lanțurile nedreptății. Dezlegați legăturile jugului. Dați drumul celor asupriți și sfărâmați jugul lor. Împarte pâinea ta cu cel flămând. Adăpostește în casă pe cel sărman. Pe cel gol îl îmbracă. Și nu te ascunde de cel de un neam cu tine. Ce spune de fapt Dumnezeu poporului? Care adevăratul post? Postiți voi cu trupul, spune Dumnezeu, dar uitați-vă ce trebuie să mai faceți. Ce este postul care îmi place mie? Îndepărtați nedreptatea din jurul vostru. Dacă voi faceți nedreptate, opriți-o. Legăturile jugului, adică legăturilor celor pe care i-a supriți pe nedrept, rupeți aceste legături. Cât de actuale sunt aceste cuvinte pentru lumea în care trăim? Sunt atâția oameni astăzi asupriți, nedreptățiți, exploatați. Acesta e un jug și o nedreptate pe umerii oamenilor. Și cine ar trebui să audă, ar trebui să citească acest text și să-l asculte. Dați drumul celor asupriți, împarte pâinea ta cu cel flămând. Dacă cineva e flămând, nu pentru că e lene și nu vrea să muncească. Și când spunem flămând aici, nu ne referim numai la foamea trupească, la lipsurile. Deci dacă cineva e lipsit și e cinstit și e corect, dar poate e nedreptățit și de-aia nu are cât trebuie și cât este lui suficient. Iar tu ai mai mult și ție ți-a dat Dumnezeu mai mult, dă-i și lui. Asta înseamnă împarte pâinea ta cu cel flământ. Iar dacă vezi pe cineva gol și tu ai mai multe haine, dă-i și lui. Sunt atâția copii, atâtor familii sărace și dezbrăcați poate și goi. Și alții nu știu ce să facă cu hainele. Să le dea și lor. Și nu te ascunde de cel de un neam cu tine, adică nu fi mândru. La asta se referă textul aici. Acesta e postul, spune Dumnezeu, care lui îi place. Prin urmare, acesta e postul spiritual. Să nu faci nedreptate, să ai milă de cel necăjit, să nu asuprești pe nimeni, să întinzi o bucată de pâine celui flămând, și să nu fii mândru, așa cum a spus. Un astfel de post, v-aș ruga să fiți atenți mai departe la acest text, nu rămâne fără roade, adică nu rămâne fără răspuns din partea lui Dumnezeu. Postul trupesc
însoțit de postul sufletului. Și iată ce spune, îi spune Dumnezeu poporului mai departe. Dacă astfel veți posti, iată ce se va întâmpla cu voi. Atunci lumina ta va răsări ca zorile și tămăduirea ta se va grăbi. Dreptatea ta va merge înaintea ta, iar în urma ta slava lui Dumnezeu. Atunci vei striga și Domnul te va auzi, iar la strigătul tău El va zice, iată-mă. Dacă tu îndepărțezi din mijlocul tău asuprirea, amenințarea cu mâna, cuvântul de cârtire, dacă dai pâinea ta și celui flămân și satul, sufletul amărât, lumina ta va răsări din întuneric și besna ta va fi ca miezul zilei. O să revin asupra, foarte pe scurt, asupra cuvintelor subliniate. Domnul te va călăuzi continuu, în pustie va sătura sufletul tău, va da tărie oaselor tale și vei fi ca o grădină adăpată, ca un izvor de apă vie care nu seacă niciodată. Pe vechile tale dărâmături se vor rezidi temelii noi care vor dura de-a lungul tuturor generațiilor. Aproape fără comentariu aceste cuvinte, dar totuși aș vrea să vă spun ce înseamnă postul pentru viața noastră, ce înseamnă posti cu adevărat și cât de puțin trebuie să faci ca să postești cu adevărat. Dacă postești așa, îndepărtându-te de toate aceste păcate și nelegiuiri pe care le-am amintit înainte, dacă ești bolnav, te vei face bine. Tămăduirea ta, spune, se va grăbi, va veni repede. Dacă ești nedătățit de cineva, înaintea ta va merge dreptatea ta. Și în urma ta slava lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă slava lui Dumnezeu în urma noastră? Înseamnă ca Dumnezeu să vadă în tine, adică oamenii să vadă în tine că ești omul lui Dumnezeu, că faptele tale sunt în relație cu Dumnezeu. Devii un model, devii un exemplu, propovăduiești prin tine însuți altora. În urma ta va merge slava lui Dumnezeu. Și slava lui Dumnezeu se vede prin oameni. Iată ce înseamnă. Ce poți să însemni pentru cei din jur postind. Și spune, atunci când tu vei striga, dacă astfel vei posti, când tu vei striga către mine, eu știi ce am să spun Domnul Dumnezeul tău? Iată-mă, sunt lângă tine. Și mai departe spune, dacă înlături din viața ta toate aceste lucruri, le-am citit, ce se va mai întâmpla cu tine? Vei fi călăuzit continuu de Dumnezeu, adică permanent Dumnezeu te va însoți în viața ta. Permanent îți va arăta drumul pe care să mergi. Permanent va fi de-a dreapta ta și te va sprijini. Ce înseamnă postul? Mai departe, spune, vei fi ca o grădină adăpată, adică ce înseamnă o grădină adăpată? Frumoasă, plăcută, în care te odihnești, adică viața ta va fi o lumină și în viața ta se vor odihni și alții. Toți vrem să ajungem într-o grădină frumoasă, pe toți ne odihnește. Ei, toți atunci, ce înseamnă asta, că tu vei fi o grădină odihnită? Toți vor veni spre tine, toți vor vrea să intre în legătură cu tine, îi vei odihni, vei fi o odihnă pentru altul. Și mai departe spune, aici este foarte important, dacă viața ta s-a dărâmat și din viața ta n-au mai rămas decât ruinele, dacă știi să postești și te rogi, pe vechile tale ruine se vor rezidi, se va rezidi casa vieții tale. Și acest lucru este foarte, foarte important pentru fiecare dintre noi. Foarte multe vieți au ajuns, să știți, o ruină. Foarte multe. Dar toate aceste vieți dărâmate, ruinate,
pot să fie reclădite. Și cel care le reclădește ești tu, este persoana însăși. Tu însuți ești cel care reclădești viața ta. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Când? Când vei posti. Și noi de multe ori credem că postul este așa, un obicei de timp. Iată ce face postul în viața noastră. Și nu numai când este post rânduit, trebuie să postim, ci când trebuie să postim. Ca și atunci când trebuie să ne mărturisim, nu când credem că este rânduit. Aș vrea să știți un lucru. Toate aceste binefaceri de care am vorbit, ne sunt la îndemână. Îndemână fiecăruia. Nu e nevoie de mult timp ca să ne putem bucura de ele. Postul mare care ne stă înainte ne le poate aduce pe toate acestea. Și iată care este binefacerea postului care ne așteaptă, în care am intrat. Foarte simplu. Nu foarte mult trebuie să facem. Nu trebuie să faci foarte mult ca să nu fii rău, să nu fii nedrept, să nu asuprești pe nimeni, să nu calumniezi pe nimeni, să nu amărești pe nimeni și așa mai departe. Foarte puțin. Foarte puțin de făcut ca toate acestea să fie alungate. Ce este postul modern? Sau nepostirea prin postire? V-aș ruga să fiți cu luare minte aici la ceea ce am să vă spun în continuare. Am văzut ce este postul în Vechiul Testament și Noul Testament. Am văzut ce face postul în viața noastră. Haideți să vedem ce este postul modern. Nimic altceva decât un nepost. Și foarte mulți dintre noi putem să postim modern. Adică așa zisul post modern de astăzi. Țin la acest lucru și sunt convins de ceea ce vă spun. Și multora poate nu va conveni acest lucru din societatea de astăzi. Toate marketurile sunt pline de așa zise mâncăruri de post. Salam, cârnăciori, brânză, pateu, cremvul și nu știu mai ce. Ce poate să existe? Toate sunt pline. Ar putea să zică cineva și zic mulți. Bine, dar ce este rău în asta? Păi din potrivă, este bine că avem de mâncare și putem posti mai ușor. Ce este rău în asta? Unde este răul? Nicăieri. E chiar bine. Uitați-vă unde este răul. Răul este următorul. Prin toate aceste mâncăruri, diavolul a desfințat postul ca jertfă. Cum? Am văzut în tot Vechiul Testament și Noul Testament și în exemplele pe care le-am dat că postul este o jertfă și că nu este ușor să postești și că nu poți să fii în post sătul ca și în perioada în care nu este post. Nu se poate. Nu se poate să fim la fel de zdraveni și în putere ca și când nu suntem în post, dar suntem puternici în suflet, chiar dacă în trup, încet, încet, poate, mai slăbesc din putere. Acesta e postul, aceasta e jertfă. Cine pretinde că am post să fie la fel de sătul și de în stare bună, mă refer în ceea ce înseamnă săturarea, acela să se aștepte că nu este așa. Pentru că nu putem să fim la fel de sătui mâncând o mâncare simplă de varză sau de cartofi ca și atunci când mâncăm un grătar. E clar acest lucru. Dar ce a făcut Satana? Că postul este jertfă în primul rând. Părinții, protopărinții noștri trebuiau să nu mănânce din acel post. Moise și toți prorocii, am văzut, n-au mâncat zile îndelungate și Dumnezeu i-a ajutat. N-au fost atunci sătui. Și ce a făcut? Că acesta este postul, este jertfă. Ce a făcut diavolul? Ce spune omului modern diavolul? Să nu postească? Nici vorbă. Ba din potrivă, să postească, dar nepostind. Și cum?
V-aș ruga aici să vă uitați ce este scris, cum se lipsească creștinului de azi de la masă și din gust și din fața ochilor, timp de 6 săptămâni, cărnații, mezelurile, brânza, etc. Sau, dacă nu se mai deosebește o masă de post, ca aspect, ca și gust, ca aranjament de una de dulce, ce post mai este acela? Și am să mai explic puțin. Asta a spus diavolul și el lucrează pentru o societate consumistă și ultracomercială de astăzi. Și a spus așa, tu creștin al acestui viac, cum să nu postești tu? Dar diavolul nu-l vrea pe om jertfindu-se înaintea lui Dumnezeu. Pentru că prin jertfă, când îl înaintea lui Dumnezeu, două lucruri exprim, cinstire și recunoștință față de el. Ori diavolul nu vrea pe om cinstindu-l și recunoscându-l pe Dumnezeu ca autor. Și atunci a spus așa, e bun postul vostru, e mult. Și dacă vă uitați peste an, mai mult de jumătate din zile de peste an este de post. E bun postul vostru, trebuie să postiți, cum să nu sunteți creștini. Dar vreau să spun ție, cum tu să 6 săptămâni să nu, din gustul tău să dispară gustul de cârnați, de cremvuș, de mezelul, de brânză și așa mai departe. Cum? Nu se poate asta. Nu se poate. Și atunci uite ce am inventat eu. Să postești, dar în fiecare zi tu te saturi și ai același gust ca și în timpul perioadei de dulce. Din fața ta, din farfuria ta, nu mai dispare imaginea, nu mai dispare imaginea aceea încărcată de toate bunătățile, cel puțin așa cum le credem bunătăți, diversificate. Se poate 6 săptămâni în fața ta să ai numai cartofi și varză și dulceață și așa mai departe? Nu se poate. Acesta e un om perimat. Și să nu ești un om modern. Ești un om învechit. Dacă voi așa gândiți postul, nu mai sunteți în pas cu lumea de astăzi. Și ce a făcut omul? Postește așa. Și dacă te duci la o masă festivă, și sunt multe mese festive și în biserică, și cine aude acum, mulți, trebuie să aplice acest lucru. Nu mai deosebești o masă de dulce oficială de o masă de post. La aperitive avem cremvuș, avem tot felul de mezeluri, prânz, avem tot ce vrei. Mai departe, inventăm iarăși, nu știu mai ce se poate inventa. Și astfel a dispărut postul, ca jertfă. Eram odată la o conferință la Iași, trebuie să spun acest lucru, am spus mai multe locuri, și cobor la micul dejun, era post. Dar nici nu spun unde eram. Și mi s-a spus, uitați-vă, aici este, în partea aceasta, era un bufet suedez, este mâncarea de dulce și aici sunt toate mâncărurile de post. Și am întrebat, dar acestea sunt mâncărurile de post? Aici sunt? Da. Deci acolo nu era nici o deosebire față de partea stângă. Nici una. Doar că acolo mai era, nu știu ce era, niște zacuscă pe acolo, într-un bol, ea era foarte puțin. Dar cremvuștii, salamul, brânza, era ca și în partea cealaltă, cu roșii, cu castraveți, și zic, unde e mâncarea de post? Păi zice, aici, uitați, asta e mâncarea de post. Asta nu e mâncarea de post. Și am ținut acolo o mică lecție. Respective persoane, nu știu dacă a înțeles sau n-a înțeles. Păi acesta nu e post. Pentru că dacă sunt pregătite bine, ne săturăm ca și înainte. Și am ieșit de la masă cu gustul de cârnaș, de cataboș, de cremvuș, de cabanos și așa mai departe. Acesta nu este post. Nu așa au postit moșii și strămoșii noștri. Postul înseamnă renunțare, jertfă, osteneală, efort, luptă cu lăcomia, îmbuibare, într-un cuvânt, toată ispita mâncărurilor. Eu astăzi am mâncat o felie sau două de pâine, nu știu când, în jurul orei 11, cu niște vinete acolo, atât am găsit acasă. N-am mai mâncat nimic, și un băr, două. Dar vreau să vă spun că mă simt foarte bine, sunt foarte în formă și nu știu dacă mai mănânc ceva în seara asta. N-am slăbit, e adevărat că nu sunt sătul ca și cum aș fi mâncat de dulce.
dar e o jertfă. Și chiar sunt satisfăcut de acest lucru. Deci nu se întâmplă absolut nimic dacă nu mâncăm mai mult. Dacă astăzi aș fi mâncat tot felul de cabanoși și de cremuri și mă simțeam foarte bine acum. Și cu niște morături și cu niște ardei și e perfect. Acesta nu este post. Moșii și strămoșii noștri nu așa au postit. Mi-amintesc o scenă din tinerețea mea și trebuie să vă spun. Eram la elev la seminar, nu știu, prin anul 1 sau 2, nu știu. Un copil. Și aveam vacanța de Paști, ca și acum, două săptămâni. O săptămână a patimilor și o săptămână luminată. Și m-am dus cu taică meu la săpat de vie în săptămâna patimilor. Cei care ați avut vie și știți că nu-i foarte ușor săpatul la vie. Și avem în traistă acolo niște pâine, nu-i niciodată. Și într-un borcan niște cartofi, la noi se spune bisteța rântăliți, și într-alt borcan niște magiun, o dulceață de nuci verzi, de căpșun, de smeură și așa mai departe. Un magiun acolo și în alt borcan niște castraveți morați. Și am mâncat când a fost amiaza, amândoi din cartofii aceia și din magiunul acela. La un moment dat, tăică mi-au pus pe o felie de pâine niște magiun și mușca și din castravete morat. Nu știu cum e magiunul cu castravete morat. Dar am înțeles un lucru. Și eu și el era post și atât aveam de mâncare. Atât. N-a pus nimeni nicio întrebare. Nu întreba nimeni. Și în vremea copilăriei noastre, și știți foarte bine, veneau bărbații de la lucru acasă în zi de post, seara, după zi de lucru, și mâncau de multe ori mămăligă cu fructe uscate, un compot, dar acela era mai mult o apă murdară și dulce deloc. Și atât, nu comenta nimeni mai mult că au lucrat toată ziua. Era zi de post și știau că acesta e post. Și se culcau bieții. A doua zi mâncau mai bine, dacă. Așa au postit moșii și strămoșii noștri. Ba mai mult. Cei mai în vârstă dintre dumneavoastră și care veniți de la țară, știți foarte bine cum se pregăteau moșii și strămoșii noștri de post. Ce făceau ei? Spălau cu leșie vasele și oalele. După ce săracii că n-aveau de ce să le spele, pentru că erau săraci și purcelul nu le ajungea nici până la postul, nici până la postul Paștelui, că în cășlege era gata, erau săraci și dările erau multe, dar ca să rupă, pentru ei era un act liturgic, ca să rupă orice urmă, orice legătură cu trecutul de dulce, ei spuneau spălăm și vasele ca să nu mai fie nici un soare acolo sau ceva grăsime în ele. Așa se pregăteau ei de post. Și cât de săraci erau ei. Cred că sărăcia lor era adevăratul post. Dar ei știau că există o perioadă specială în viața lor. Postul modern de astăzi, cum am spus, nu e un post, ci un surogat de post. Și în felul acesta, în loc să ne detoxifiem organismul, îl otrăvim și mai mult, având în vedere și compoziția chimică a unor astfel de mâncăruri. Așa au postit moșii și strămoșii noștri. N-au postit așa. Și atunci noi spunem că suntem moderni și că avem un post modern comparativ cu ei. Ei au fost în trecut, au fost înapoiați. N-au fost înapoiați în cele ale sufletului. Noi am ajuns azi mai rău, modernii de astăzi, dincolo de înapoiații de ieri. Fugiți, e sfatul meu, de un astfel de post și de o astfel de postire. Am mâncat pâine cu magiun, sunt că aici n-am murit, și moșii și strămoșii noștri și dumneavoastră toți, și n-a murit nimeni, ba dimpotrivă. Dar veți vedea și trupește beneficiile postului sau binefacerile postului. Cât de bine vă veți simți la Paști și din acest punct de vedere. Iar cine postește astăzi spunând, postez că o să slăbesc, e numai bine că a venit postul, fac și o dietă și vă arăta la Paști mai bine. Acela nu postește. E absolut clar că acela nu postește. De ce? Pentru că nu asociază postul cu actul de jertfă și de cult adresat lui Dumnezeu.
Nu pune pe Dumnezeu în post, ci socotește o dietă. Acela nu e post. O dietă, da. Sau, îmi place să mai spun, sub formă de glumă, adesea ne-am confruntat cu acest lucru, știu și din copilăria mea, suntem foarte ocupați dimineața și acum, dacă acest lucru se întâmplă, e valabil pentru fiecare, suntem foarte ocupați dimineața, nu avem timp să bem cafea, o să mâncăm, luăm micul dejun, ne trezim la ora 12 fără 10, spune, uite, n-am mâncat, am mai stau 10 minute că am și ajunat. Nu, n-ai ajunat deloc. Deci absolut deloc. Mai stăm 10 minute, uite că e 12 fără 10, mai stau 10 minute și am și ajunat și cu asta este bine. Zic o rugăciune și am ajunat până amiază. N-ai ajunat până amiază. Întâmplarea te-a adus acolo. Ai ajunat până la miaz însoțit postul tău, dacă sculându-te la ora 5, la ora 6, când te-ai sculat, sau la 7 și te-ai dus la servici și te-ai luptat până atunci la 12 să nu mănânci, să nu bei o cafea și așa mai departe. Atunci, spunând, fac un act de ajun acum. Dedic acest timp ajunului ca Dumnezeu să-mi însoțească postul și binefacerea pe care o aștept. Atunci, da, atunci ai ajunat până la 12. Altfel nu. Toate acestea țin de un post modern. Cine mai postește astăzi? Tribunalele sunt pline. Dacă vă duceți la tribunale, veți găsi tribunalele pline. Și acolo veți putea întâlni și oameni care, pe hol, au poate o simplă bucată de pâine și mănâncă din ea, sau un corn, sau un măr. Și dacă te vei duce și vei întreba, de ce ai numai pâinea aceasta? O să spună și revoltat, păi nu știi că e post. Nu știi că suntem în postul Paștelui. Și postesc acum. Și după câteva clipe, poate, dacă vei intra în sala de judecată, vei vedea pe aceiași oameni cum se judecă cu părinții, părinți cu copii, copii cu părinți, frați între ei, crescut la aceeași mamă pentru nimic, vecini între ei, prieteni între ei, și așa mai departe. Veți vedea acolo soț despărțindu-se de soții și copiii rămânând pe drumuri, și fără o mamă, să fără tată, în zi de post. Și mulți dintre aceștia vor și posti spunând, să-mi ajute Dumnezeu la tribunal. Și acolo vor minți, vor calumnia, vor face nedreptate, vor da mărturie mincinoasă și așa mai departe. Oameni care postesc. E acesta un post care îi place lui Dumnezeu? Mai departe, are Dumnezeu nevoie de post? Nu. De postul nostru. Atunci de ce să postim? Postul este o jertfă. Și ce primește Dumnezeu din jertfa noastră? Ceea ce îi arătăm Lui. Cinstire și recunoștință. Ca să mă înțelegeți mai bine, un foarte scurt exemplu din viața noastră. Să zicem, avem un șef. Suntem angajați cuiva. Și acela este un om poate cinstit și are multe lucruri, e bogat, infinit mai bogat decât cel care este slujitorul lui. Și acela se gândește, vine ziua de prasnic, ziua onomastică, ziua de naștere, ce-o fi a șefului meu. Și mă gândesc să-i fac un cadou. Și atunci pun în luna aceasta o parte din banii puțini pe care i-am, pun în luna următoare altă parte și în luna următoare altă parte și adun o mică sumă să-i cumpăr un cadou. Și poate cumpăr ceva, un cadou frumos. Poate cumpăr o cămașă frumoasă sau nu știu ce, o cravată frumoasă. Și de ziua de praznic a stăpânului lui îi dă acel cadou. Dar stăpânul lui știe un lucru. Șeful lui poate știe acest lucru. Că acest om, ca să cumpere poate lucrul respectiv prin care să-l cinstească, în luna respectivă n-a cumpărat copiilor ceva, în luna următoare a renunțat la altceva să cumpere, punând o parte din bani ca să facă un cadou. Și acela știe acest lucru. Ce va primi acel superior de la angajatul? Ce va primi? Nu cămașă sau cravată, că poate el are mult mai multe și mai de preț. Dar ce va primi el de acolo de la el? Nici cravată, nici cămașa, ca exemplu, ci actul de jertfă pe care l-a făcut acel om, încercând să arate în ziua de praznic a lui cinstire și recunoștință. Cinstire și recunoștință și recunoașterea că viața lui depinde de cel care l-a angajat și că de acolo își câștigă pâinea de fiecare zi. Așa e cu Dumnezeu. El are infinit mai mult din tot ceea ce noi am putea da și nu are nevoie de ele, că El ni le dă nouă.
Dar făcând un act de jertfă, postind, îi arătăm lui Dumnezeu pentru o scurtă perioadă de timp că îl cinstim, că îi mulțumim pentru toate și că recunoaștem suveranitatea Lui în viața noastră și că totul depinde de El. Pâinea pe care o avem azi e de la El, sănătatea pe care o avem azi e de la El și așa mai departe. Aceasta primește de la Dumnezeu, de la noi, prin post. Nu postul nostru, de El are El nevoie, ci de ceea ce arătăm Lui prin actul nostru de jertfă. Că viața noastră, în concluzie, depinde de El. Și că pentru o anumită perioadă de timp, pentru ziua praznicului Lui, noi ne pregătim pentru El. Și oferim ceva. Renunțăm până atunci la ceva. Și prin acest act, așa cum am văzut, descoperit în Vechiul Testament, noi ne arătăm recunoștința și prețuirea. Daniel, ați văzut, n-a mâncat carne, vin și pâine. A renunțat la ceva alimente, nu că de acele alimente avea nevoie Dumnezeu, ci de ceea ce Daniel, profetul, a făcut prin această renunțare la cele mâncăruri. Și atunci, haideți toți să postim mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru ceea ce am primit toți până acum, pentru ceea ce suntem fiecare în parte, pentru tot ce avem. Haideți să îi postim toți cerându-Lui Dumnezeu cei mici, creștere ușoară, tineri ajutor la școală și să primească ajutor de la Dumnezeu pentru un viitor mai frumos, pentru o familie frumoasă, pentru o slujbă pe care să o aibă, ca să-și câștige pâinea și existența. Haideți să postim toți recunoscând că totul în viața noastră e de la Dumnezeu. Iar cei care nu pot să postească, bolnavi, bătrâni, sunt mulți care nu pot să postească. Nu înseamnă că ei nu postesc. Dar aceea mai mult trebuie să se gândească la postul sufletesc. Și noi toți împreună la postul sufletesc. Și atunci să postim cu ochii, de nu mai vedem chiar toate în jurul nostru. Să postim cu ochii de a nu mai citi ceea ce nu trebuie să citim, de a nu mai avea, de a nu mai sta în fața ochilor cu imagini necurate, urâte, să postim cu buzele, să oprim înjurăturile, să oprim cuvintele de ocară, să oprim calomniile, să oprim nedreptățile, să oprim mărturiile mincinoase, să oprim vorbirea de rău. Asta toți putem. Acesta e postul buzelor. Să postim cu urechile, să nu mai auzim tot. Și câte nu trebuie auzite astăzi. Din tot ce ne înconjoară. Să postim de vicii și de plăcere. Și mulți pot să spună, în acest post nu mai beau. În acest post nu mai fumez. În acest post nu mai fac păcatele mari. Mă abțin total de la ele. E o înfrânare, e o jertfă. Nu este exclus, ba foarte probabil, ca la sfârșitul acestei jertfe chiar să te scapi de aceste vicii și păcate. Așa după cum avem toți experiența că în ziua de Paști, după un post pe care l-am dus ca jertfă și nu este ușor, aproape că nu ne mai trebuie să mâncăm carne. Nici nu putem, pentru că organismul a ieșit de sub influența aceasta. Așa va ieși și de sub influența alcoolului, a tutunului și a tuturor patimilor și păcatelor. Iată beneficiile postului. Să ne întrebăm, să nu ne întrebăm prin post ce vom mânca mâine, ci ceea ce vom deveni mâine. Ultimul slide. Și acum întâlnirea următoare, din 19 martie, o temă foarte importantă. Ispitirea lui Iisus și ispitirea ucenicilor. Este ispita rea în sine? O să vedem despre ce este vorba. Și acestea sunt textele pe care să le citim ca să putem mai bine să înțelegem ceea ce va fi. Vreau să știu dacă am ieșit din emisie. 2 minute, totuși aș vrea să avem întrebări, chiar dacă
chiar dacă ieșim din emisie, am vrut să insist mai mult asupra postului, să vedem ce este postul și cum trebuie să postim, pentru că, iată, de el depind multe în viața noastră, multe putem să le câștigăm, multe le putem dobândi și pe multe ni le dorim. Postul este un mijloc prin care le putem câștiga. Deci chiar dacă am ieșit din emisie, aș vrea totuși să rămân puțin în dialog cu dumneavoastră. Părinte, epoca bisericii noastre este epoca mirelui înviat. Iisus Hristos n-a postit decât cele 40 de zile. Țineți mai aproape microfonul ca să se audă și în spate. Da. Iisus Hristos n-a postit decât cele 40 de zile. De ce biserica ne îndeamnă la post și ce sens are postul creștin? Da. În parte am răspuns la întrebare. Postul, Iisus a postit, el n-avea nevoie de post în primul rând, ci el s-a pregătit prin post cu firea lui umană pentru o misiune. Și apoi, în al doilea rând, el a făcut acest lucru ca să ne trimită nouă un medicament. Prin tot ceea ce Iisus a făcut, ne-a vorbit nouă, pe noi ne-a educat, a lăsat o soluție lumii mai departe. Acum există un text în Noul Testament în care ucenicii lui Ioan Botezătorul vin și spun ucenicilor lui Iisus: și de ce ucenicii tăi nu postez? Și atunci Mântuitorul le spune așa: va veni o vreme când mirele se va lua de la ei și atunci vor posti. Adică, ce înseamnă asta? Perioada de după post, de după Mântuitorul Hristos, va fi perioada în care va trebui să-i arătăm lui Dumnezeu toate acestea, indirect decât direct. Apostolii atunci puteau să ceară Dumnezeu, Iisus atunci îi vedea pe fiecare și simțea, iar după ce Iisus se va înălța la cer, mijloacele prin care vom intra în legătură cu El, că nu putem să intrăm direct să-L pipăim, să-L atingem, vor fi cele despre care L-a spus rugăciunea și postul. Deci este nevoie mereu în viața noastră de perioade prin care putem să câștigăm putere și prin această putere putem să câștigăm de la Dumnezeu ceea ce cerem. Și acesta este motivul pentru care de la începutul postului din Rai, biserica a dezvoltat perioada postului liturgic ca un timp pentru om prin care el intră în legătură cu Dumnezeu mai directă în anumite situații grele și nu numai situații grele. Putem să postim ca act de recunoștință, mulțumindu-Lui Dumnezeu și când este bine, nu numai când este rău. N-am putut să mă opresc la toate exemplele din Vechiul Testament, dar am amintit din profetul Zaharia, tocmai acolo n-am avut textul, în care la evrei exista și postul, zile de post, de bucurie, luna 4, luna 6, a 5, a 7, a 10, în care se sărbătoreau anumite evenimente din istoria poporului evreu, postind, dar însemnând bucuria.